Dacă vrei să cumperi bani și rank pe GTA 5, într-un mod foarte simplu, intră pe DigiZani, sunt niște băieți de încredere și folosește codul REGENT pentru 5% reducere la orice ai cumpăra. Race, Stunt, East Coast. Bun, salutare lume și bine v-am găsit la un nou episod de GTA 5. Facem niște curse adăugate recent, sunt alături de Tony Giaconi. Salut băieții. Da, o să aveți canalul său în descriere, dacă nu-l știți. Ia uite ce m-a luat Tony. Ai luat boost? Nu, dar e mașina tunată. Ah, tu mă, e cu tunate, cu de-astea. Încă vin din spate, Tony. Omul cum e, e mișto rău. Ah, dar e chiar forță cursa asta. Mie să nu cad cum am căzut în episodul ăla lui Gami. Da. Uite pe asta, lup de lup. Mama, bă, era să... Ok, o să rămân în spate. Stai și control, frate, eu joc cu tastatura. Fii atent! Că iau DNF! E, nici chiar. Ba, da, uite cât de spate sunt! What the fuck? Știi ceva, mă, joc cu tastatura. Băi, dar cât de praf sunt, nu pot să cad perfect. Nu am eu, deci mașina mea asta e tunată la maxim. Tony, așteaptă-mă și pe mine să nu iau DNF. Bine, pe asta aștept. Sunt polite. Păi fac word decor, dar... Sunt incapabil aici, de-abia conduc. Uite, deci controlul meu are ceva, ți-e duce mereu în jos camera. E un bug ceva, nu știu. Nu, am căzut. Ai căzut? Cum dau restart, bă? Cum cad așa? Nu știu, eu apăsam pe Y pe controlul. Pe PC habar am pe tastatură. Ok, clar că Tony o să mă bată cursa asta. Da, na, le facem și pentru că sunt mișto cursele. Da. Ah, ia uite-l pe Tony, nu e așa din față. Păi da, m-am blocat la o chestie. Ah, how are you, Tony? I can see you. Ah, fuck you. Bă, băieți, dacă mai vreți episoade, să-mi spuneți și mie. Nu știu, aș vrea să strângem cam 1000 de like-uri la video ăsta. Pentru că s-ar putea să vă placă. L-am întrebat și pe Gami dacă vine la GTA, dar nu știu ce treabă avea el și n-a putut să joace. Însă am filmat și ceva videouri pe canalul lui. Dar doar pe canalul lui, pe canalul meu n-am filmat. Asta e primul video pe care îl fac. Tu, Tony, ce ai de spus? Nimic, vreau să bat pe Regent. Singura mea dorință. Ah, da, uite că vin din spate. Nu! Dai mare zid aici. Opa, Regen, aurima. Ar trebui să mai chemăm pe cineva să fie 3, dar n-am pe cine. Poate invităm de ăștia de pe... Sesiune. Da. Oh, l-am întrebat și pe Sabin dacă joacă, dar n-a vrut, pentru că era afară. Bă. Oh. Cred că te-am bătut, să sperăm. Crezi? M-ai bătut. Ne vorbi sau greedy. Nu știu, mi se par super șmechere cursele astea. Easy? Sau nu? Dacă cred că am câștigat. Dacă sunt două ture, mă las. Am căzut... Pe bune sunt două ture. A, deci mai am o șansă, să-l ajung pe Tony Giaconi. New personal best. What? Ești pe tastatura? Nu, sunt pe controller. Ia uite, te văd. Puțin, ai căzut! Tony, te-am luat, I'm coming! Păi da, gata, m-am intrat. Bun, deci am câștigat prima cursă în fața lui Tony Giaconi. O să termin dacă eu cursă. Dacă nu creșteai, te băteam. Frumos, continuăm noi aici, Tony out of the race. Da, nu știu, scria closing program și nu. Bun, deci cursele astea, habar n-am, aș vrea să le fac pe toate, în diferite episoade, bineînțeles. Bun, deci... primul lap l-am câștigat. Tony a revenit după ce i s-a blocat GTA-ul. Nu mai așa bat eu oamenii. Deci boss, mă rog. Nu știu ce are, frate, deci... am stat la GTA-ul să-l apăs de 20 de ori pe iconița aia. Hai că am terminat. Bun, deci câștigăm prima cursă în fața lui Tony, pentru că... chiar dacă crești GTA-ul. Da? Ia uitați-mă. The special moment of free. Da, numai așa pot eu câștiga. Bun, deci cursa asta o să fie o adevărată aventură. Uitați și voi cât de mult suntem.
Și da, să sperăm că eu sau Tony o să câștigăm. Ia uite, sunt ultimul, mișto. E noaptea cursa asta. Dar cum primeai boost, că am uitat? Nici eu nu mai știu cum primeai boost. Mamă, pe mine ultimul mă spawnează, nu chiar. Cum e boost-ul, bă? Bă, eu sunt ultimul, că n-am boost. Și eu. Oh, special one. Mamă, cât de repede merg. Adică, cât de repede se merge. Bă, nu doar eu. Oh, cercuri de foc. Băi, cât de mișto e cursa asta, să-mi bag piciorul. Deci, astea sunt cele mai șmechere curse pe care le-am făcut vreodată pe GTA. Bine, că m-am și jucat eu mult GTA la viața mea. Eu m-am jucat destul. Eu nu chiar. Pe contul vechi aveam 2. Ia uite, pe locul 5, nu mă așteptam. Eu sunt pe 8 din 8, ce se facea? Ia uite, ia uite. Locul 5, mamă, la limită se joacă. Locul 4, Regent e pe locul 3. Opa. Poate bușești unul dintre aia, poate. Păi asta am făcut. Ia uite, locul 4, locul 8, 8, nice. Bine, bă, și lor. Mamă, mă întrec băieții, locul 5. 6, yes. Toată șmecheria să nu cazi. Foarte mișto, mapa, nu știu. Chiar e mișto. Merită 1000 de like-uri episodul ăsta. Probabil îl spun și pe canal la mine. M-a părut asta. Ia uite, locul 2, locul 2, locul 2. Locul 6. Nu mă așteptam să fiu așa de în față. Dar ce skills am eu la GTA? Tu pe ce loc ești, Tony? 6. Da. Mă rog, mă chinui cu ăștia că au, fac, ok, bun, bun, bine. Locul 3. Am un băiat în spate care îmi face zile negre. Nu. Locul 1, băi! Bă, dacă știi că Regent e pe locul 1. 1500 de like-uri, bă. Oh, nu, sunt 6, 7, nu, sunt 8, sunt ultimul. Ești ultimul? Rip, Tony. Sau nu? Ba nu, sunt 8 din 10. Bă, deci, la, într-un tunel se vede așa totul verde. Bă, eu sunt pe locul 2 și mă mențin aici pe podium. Uite, m-au întrecut băieții. Locul 3. Bă, sper că doar... A, sunt două lepuri. Nu știu, dar cei de la Rockstar au avut o idee super cu cursele astea, adică serios. Este așa un fel de easter egg-uri. Sunt ca un fel de custom races. Păi, n-asta sunt. Păi nu, că sunt făcute de Rockstar, adică... A. Alea custom sunt de comunitate, la asta mă refer. Cred că tot comunitatea a propus să facem. Mamă, sunt 4 lepuri. Văd, sunt pe locul 3. E mult, 4 lepuri. Sunt locul 2 acum. E doar unul în fața mea, un borfaș. Sper să-l întrec. Uite, unul s-a teleportat efectiv în fața mea, what the fuck? Lag. Așa, locul 1, bă. Ia uite, bă frate, dar cum se teleportează ăștia în fața mea, nu înțeleg. Dar nu mergi să faci backflip sau nu sunt eu prost că... Mă, nu, poți să faci, poți să faci. Eu adică cum, pe controller. Cum, dai sunt timp ce sare. Da, am așa. La mine e mai ciudat. Să mori, e ciudată rău cursa asta pentru că lumea se teleportează. Hai. Sau ai tu lag? Stau așa, dar nu cred, n-am lag. FPS-urile mele sunt constante. Nu, ziceam de... MS. Da, și da, și ăla e constant. Ok, locul 4 nu-mi place. Eu 7. Dar ce merg așa încet, place. Frate? Tony. Ok, Tony a fugit, nu știu ce, nu știu ce a făcut. Bun, suntem pe locul 5 în acest moment și nu prea îmi place, pentru că pe locul 5 să fii când ai fost pe locul 1. Na. Mai greu. Ok, locul 4, perfect. Ufu, locul 4, hai să termine odată cursa asta, e foarte lungă. Ok, entered first. Locul 3. Am apăsat pe pedala de accelerație, care de fapt e ghidon. Cred că pe din ghidon accelerezi. Bun. Ok, finish line. Here we go.
Uf, am terminat pe locul 3, băieți. Un timp destul de ok. Am luat 11.000 de dolari. Da, și level 43. Mișto, ce să zic. Ok, din nou cu Tony Jaconi la altă cursă cu motocicletele. Da. Why not? Exact. Facem aceste curse noi de la GTA pentru că ne plac. Cursa trecută au fost 10 oameni, acum suntem din nou doar noi. Noi, Tony ne-a luat fața direct. Păi am luat boost. Eu n-am luat boost. Bă, și cursa asta arată mișto. Știu. Oh, iar m-am blocat. Și Tony Jaconi prea avantajul. De mă, scuiți. Tot timpul am condus și mai bătut. Ai avantaj. Poate îmi dă iar crezi GTA-ul. Nu, cred că-ți mai dă. Bă, am frame drop, nu se poate. Good PC. 45 de frame-uri, bă, e ce-i asta? Ok, am 50 de FPS-uri. Bun, acum am luat-o pe jos, frumos. Tony, bă, în fața mea. Bă, chiar place mapa asta. Și mie mi se pare ok mapa. Adică au făcut cumva o mapă făcută de ei, se pare ca o mapă a comunității. Da, dar chiar e mișto. Era un joc mai de mult, nu știu cum se numea. Tot așa, era un mod astea cu stanuri. Stanuri? Mă rog, curse de-astea cu rampe. Da. Burnout, cred că se numea, nu știu. Ia uite, iar frame drop. Nu se poate, nu înțeleg ce are, băi. 43 de frame-uri. Dar ce ți-ai făcut setare de aia la Steam, se pare? Nu, am pe... de la Nvidia. Ah, pe cel monitor, da. Sau, ok, gata, știu. Am GTX 970, la fel ca Tony și, da, nu știu ce se întâmplă. Nu, Tony, nu. Nu mă iei. Ena. Nu m-a luat, fuck. Easy, easy, bă, mi se întâmplă doar când filmez să-mi scadă frame-urile, habar n-am de ce. Omg, Tony Jaconi. Ok, vedeți pe Tony direct în fața mea, e. Vreau să-l iau, dar nu pot. Tony, vin. Nope. Te-am împins. Nu! L-am luat pe Tony, l-am luat. L-am împins. Bă, m-am împins. Nu. Fuck. Te-am împins. Nu-i corect. Bă, măcar tu n-ai frame drop. Dar poți conduci. Știu că pot, dar e nervant. Fuck off. Fuck, Regen câștigă. Da, la care. Bun, deci cam asta a fost episodul de GTA 5. Sper că v-a plăcut, să strângem și noi undeva la 1000 de like-uri dacă se poate, dar cred că se poate. Și da, el a fost Tony, asta aveți și canalul lui în descriere. Asta a fost... Pa, băieți, ne vedem noi, apar la până.